Haideți să mergem și la Cristi Popovici, trimisul special al Antenei 3 la Atena, pentru că el a urmărit în aceste zile tot ceea ce s-a întâmplat acolo cu acest proces al lui Sorin Oprescu. Cristi, ce le-a spus Sorin Oprescu judecătorilor de i-a convins să îl elibereze? Și el, pe de-o parte, pe de-altă parte și iubita sa și avocații. Bună ziua, da, tocmai am coborât din sala de judecată. Sorin Oprescu a povestit ceea ce i s-a întâmplat pe parcursul urmăririi penale, dar și pe parcursul procesului, proceselor pe care le-a avut în România, unde a explicat că n-a avut parte de o judecată dreaptă. A venit cu o mărturie sinceră, spun și avocații, iată și dovada că procurorul a cerut cercetarea lui mai departe în stare de libertate, foarte important, da? Procurorul care ceruse inițial arestarea preventivă când a venit mandatul de arestare, în acest moment, după ce a ascultat pledoariile atât a lui Sorin Oprescu și a celorlalți martori, a venit cu propunere către instanță ca Sorin Oprescu să fie lăsat în libertate 30 de zile, până când vor fi aduse din România niște documente care să probeze niște lucruri la dosar. Deci procurorul de caz, da, a luat această decizie, magistrații au fost de acord, judecătorii, completul de 3 judecători a fost de acord cu propunerea procurorului. Urmează ca Sorin Oprescu să fie pus în libertate, a fost deocamdată escortat în arestul de aici, de la Curtea de Apel. Vorbeați foarte bine, trebuie să depună o cauțiune de 5.000 de euro, iar în momentul acela el va fi depus în libertate, este o chestiune de câteva ore, în funcție de și programul instituției. Deci e o chestie extrem de ciudată, la ora 3 se închide tot. Deci dacă nu depui 5.000 de euro până la ora 3, trebuie să stai până a doua zi. Speră avocatul lui Sorin Oprescu, fiul său care este aici, să îndeplinească această formalitate cât mai repede, iar Sorin Oprescu să plece liber. Va fi în continuare, va trebui să rămână în Grecia, va fi aici adus, va merge la poliție de două ori pe săptămână pentru a da cu subsemnatul și, bineînțeles, va trebui să fie prezent la termenele de judecată privind extrădarea sa. O explozie de bucurie în sala de judecată, în rândul familiei, pentru că n-au fost prea mulți oameni, a fost Mircea Oprescu, fiul său, medicul Adriana Nica, partenera sa, și presa românească, subsemnatul aici de față. Cam acestea sunt informația zilei, așadar Sorin Oprescu lăsat liber, 30 de zile cel puțin, până când vin documentele din România, documente cerute de procurorul de caz pentru a vedea condițiile din închisoare, asta a cerut procurorul, să vadă condițiile de detenție și niște date specifice din dosar. Cristi, vreau să te întreb ce a argumentat judecătorul în ceea ce privește această decizie. Ce a spus despre acest dosar, dacă ai reușit să obții informații? Când a dat decizia, Sorin Oprescu este liber de astăzi. Ce a spus? A vorbit în greacă Gina, un pic mai greu cu greaca mea, așa, din ce am reușit să vorbesc cu avocatul și cu ceilalți din sală. A zis că este nevoie de timp pentru a se elucida despre dosarul din România. Sunt multe semne de întrebare cu privire la corectitudinea dosarului din România, despre modul în care a fost judecat Sorin Oprescu în România, iar judecătorii au cerut timp, au nevoie de toate documentele necesare. E posibil să fie o procedură de durată câteva luni, cine știe, până când vin toate documentele, posibil să ceară mărturii, posibil să ceară reaudieri de martori, tot ce este posibil, exact, să se ia procesul de la capăt aici în Grecia. Și asta înseamnă o perioadă lungă, lungă de timp. Timp în care, iată, Sorin Oprescu va fi în libertate. S-a ținut cont de vârsta lui, s-a ținut cont de faptul că a declarat și a venit cu probe că se poate susține singur aici în Grecia. Are o pensie destul de mare în urma celor aproape 50 de ani de activitate ca profesor, ca medic, ca primar, ca senator și așa mai Mulțumesc, departe. Cristi. Plus că are domiciliul deja aici în Grecia, la locuința fiului său.